Bucovina TV a prezentat săptămâna trecută nemulțumirea locatarilor din cartierul Opcin de la blocul 25A, care s-au răzvrătit pentru faptul că nu pot accepta că exact în spatele blocului, la o distanță de doar câțiva centimetri de ferestrele lor, să le fie amplasată o parcare, după cum susțin ei. Nimeni nu contestă faptul că terenul din spatele blocului 25A aparține proprietarului unei firme de panificație din Suceava. Numai că, indiferent de proprietate privată sau nu, acesta trebuie să respecte normele de igienă într-o comunitate. Fără să țină cont de părerea vecinilor, patronul a tăiat vegetația din spatele blocului, plantată de locuitori, și s-a apucat de treabă. Din ceea ce spun locatarii, acesta vrea să construiască o parcare chiar sub nasul lor. Din surse sigure, respectivul patron vrea să facă parcare cu acoperiș. Acoperiș, ceea ce înseamnă că va ia toată lumina. Toată lumina. Toată lumina și toată vederea, liniștea. Lucrările prin contur în fiecare zi, puțin câte puțin. După ce a scăpat de vegetația care îl încurca, proprietarul terenului a trecut la amenajat spațiul, iar mașinile și-au găsit loc aproape de bloc, după cum se poate observa din fotografiile trimise la redacție de locatarii nemulțumiți. Ceea ce estimam vecinii din bloc, cei de la Pâine de Aur, au început construcția parcării conform planului inițial. Deși ei din certificatul de urbanism și la primărie am înțeles că au scris că își doresc reamenajarea curții interioare, se pare, după cum o să vedeți din fotografiile pe care le-am trimis la redacție, că ei își construiesc parcare. De altfel, v-am atașat și câteva fotografii în care mașinile sunt deja parcate în geamurile noastre. Deși ei afirmă că nu este parcare. Nu este parcare, dar nu știu cum se cheamă locul, da, în care mașinile stau staționate mai mult de 7-8-10 ore după ce s-a defrișat tot spațiul verde. Sunt parcate în geam, noxele care sunt emise de acele mașini, evident că intră în casele noastre. Din ce am reușit noi să ne documentăm, conform ordinul Ministerului Sănătății numărul 536/1996, ei ar trebui să asigure o distanță de minim 10 metri de la ferestrele camerelor de locuit. Dacă acest ordin, dacă legislația nu va fi aplicată în cazul nostru, o să mergem mai departe cu demersurile, să vedem cum este posibil ca cineva să împroprietărească o suprafață de teren aflată la un metru distanță de un bloc de locuit. Da? Mi se pare strigător la cer. Pe lângă faptul că locatarii spun că nu vor mai avea liniște, mașinile le vor lua toată vederea și lumina, aceștia se simt și în nesiguranță. În cazul unui incendiu, pompierii vor putea ajunge în spatele blocului doar după ce li se va deschide poarta, pentru că proprietarul terenului a închis orice cale de acces printr-o poartă. Prin poarta pe care o au amplasată din peretele blocului până în zidul celeilalte proprietăți, noi avem obstrucționat accesul în spatele blocului, în caz de necesitate nimeni nu poate ajunge în spate. Acea poartă este amplasată pe proprietatea blocului, conform actelor de proprietate. Blocul are un metru. Da, de la zidul clădirii, nu știu, un metru. Ei, poarta lor este amplasată pe acel metru al blocului, astfel încât noi care locuim acolo nu avem acces în zona respectivă.